Micuțului, bunicului, Verilui, Ionis, Ionatan. De la Mocrate pentru frățiul lui, $100. Într-un colț de cimitire se aud un glas de copii. Ce strigă în gura mare la tasul ca să se scole. Într-un colț de cimitire se aud un glas de copii. Ce strigă în gura mare la copii ca să se scoale. De la Ionatan pentru bunicului, după 13 ani s-au întâlnit. O mare rugăminte la regele nostru, la regele nostru amor, o mare rugăminte. O mare rugăminte la regele nostru. Tata lui, socul meu. Dai-te grijă de nepotul lui de Ionatan. Să aibă grijă de Ionatan. Că vreau să-l odihnească pe socul lui și pe Ionatan. Care acum sunt vecini și de case. Care acum sunt vecini și de case. Doamne, ce plăcere aveam să ai pe grijă de Ionatan. Ai grijă ta, fetă, el, dar al meu băiețel. Că s-a dus regele nostru, că s-a dus șmecherul nostru la tânăr și frumosul amății. Pentru bunii masa țigarilor, emblema lor. Doamne, te rog, Doamne, te ne mare, fiindcă s-a dus floarea noastră de unitoare, fiindcă ne-a sântus regele, s-a dus și regele. O, Doamne, bucură-te cimitire, că intrăm în flore în tine. Bucură-te cimitire, că intră regele. Dar nu-ți v-am citat. Dumnezeu să ne dăm hobby, pentru hobby. Bucură-te cimitire, că intră o floare în mine, fiindcă intră regele, bucură-te cimitire. Că ne doare inima, că ne pleacă puterea,
viața mea. Încă 200 de euro pentru regele, de la soția lui, de la regina. Fiul meu băiet, că nu știe nimic, hobia mea, puterea mea. Bucură-te, cimitire, că intră o floare în tine. Bucură-te, cimitire, că la mine regele. Nu am crezut niciodată că o să rămânem fără tat. Acum cine este stângul casă, să nu mă gândiți ca alții. Măi dai că ce v-am spus și ce v-am spus înainte să plec la Iisus. Că aveți armata voastră pe măta să vă jignească. Lăsați oamenii mării să vă devină dușmanii. Nu lăsați și pe nimeni ca să vă calce casa. Haideți aici tot poporul de preoți. Cu tine la o parte acum toată lumea în spate să vină preot. Toată lumea în spate. Haide. Kiki luptă, vei cânta. La capătul lui acolo tot. Care tate la acolo? Faceți puțin loc toată lumea dacă nu ai nici pe preot. Alberto, unde e Darius? Oh,
sufletului unde creții se odihnești. Iară-i Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor noi de la viitor. Sfântă-ra cu cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să cerem omului. Însuși, Doamne, odihnește supărătorul, de unde au fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Și orice greșeală a sfârșit el, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă, Dumnezeu că nu este om care să fie viu să nu greșească, nu mai să fiu ești fără de greșeală. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Omului să ne rugăm, Doamne, și ți-e slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului, Bunului de viață, Făcătorului tău, Domn, acum și pururea și în vecii vecii mei. Sfântii, odihnește Hristoase, sufletul adormitorului, adormitului robului tău, Fiindu-i Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Mirea lui neam, neam și fărui Doamne veșnică pomenire. Ce a fost asta? Lasă-mă că de la noi dă. Păi da, dar ce? Ca să se mai speri.
Oameni buni, vă rog frumos, fără pistoale, că nu e pistoale. S-a tras cu artificii, haideți să nu insinuăm acum, să începeți voi cu argumente. Deci fără pistoale, fără arme. Pur și simplu a fost un foc de artificii, un nepot a vrut să tragă câteva petarde. Deci deja să... Vă rog eu frumos, fără insinuări de asta, pentru că mi se pare prea grav. Ați început acum pistoale, arme, nu există așa ceva. E un nepot care a tras cu artificii. Nici cu artificii n-a tras. Două, pe, trei, patru petarde și... Deci vă rog frumos, vă rog frumos, terminați-vă cu argumentele astea care s-a tras cu pistolul. Deci s-a tras decât cu un nepot, a tras cu trei petarde. Deci nu există așa ceva. Afganistan, unde vă credeți? Nu a tras nimeni. Mai nu vede toată lumea că nu s-a lăsat nimic aici. Nu s-a lăsat nimic la Cuștiuc, s-a luat tot aurul după el. A zis și noastră acasă, s-a luat tot. Robarii! Deci cine o să încerce ceva, nu are niciun aur, niciun gram de aur. Nu are absolut nimic. I-a luat ceasul, i-a luat brățările, i-a luat aurul. Tot aurul a rămas amintire la nepoți. La nepoți.
Nu are niciun aur, tot aurul i l-a luat, nu mai există, vă arăt acum. Bravo! Deci nu mai are niciun aur. Deci nu mai există niciun aur. I-a luat vrățara, desfăcut să se vadă că nu mai e aur pe el. Oamenii spune că are aur. Uitați, nu mai are niciun aur pe el, nu mai are nimic. Uitați, e gol, gol. Nu are aur, nu are bani. Are 50 de ore și 60 de ore să-și plătească drumul. Voi știți acum ce trebuie. Hai să facem ce trebuie. Florine! Ajuteți-mă, avem repede, să intre doi în sau trei înăuntru, acolo să-l ține, că e greu. Intră cu cine înăuntru, doi trei pune înăuntru, foarte pune capac. Stați așa să punem capacele. Acest om n-a greșit la nimeni niciodată, îl cunosc de 20 de ani. A fost un om binecuvântat de Dumnezeu, un om care și-a crescut copiii, a dat înțelepciune la familia lui, la toți nepoții, un om cu frica lui Dumnezeu. Îl cunosc de 20 de ani. Haide să ne împuturim, e durerea prea mare. Nu avem voie noi să judecăm. E degeaba, o să vină hoții, că n-are ce să ia. Sunt camere de la vedere în cimitir, e pază, aur nu are, bani. Are bani, are, cred că are vreo 70 de lei, 80 de lei. Se... Ce să fac cu 70 de lei? Am spus și referitor că s-a tras cu pistolul, nu s-a tras cu niciun pistol. Unde pot a tras cu fund artificii, dar de fapt nici artificii. Au fost niște petarde. Nu suntem în Afganistan să tragem cu pistoale, nu. Uite aici, dată sus, la suflet. Așa că mai vine și asta. Aici. Asta nu le mai pui? Da, nu mai le pune. Dar nu le pune. Dar nu le pune. Ține unul și pune capacul. Ține unul și pune capacul. Ține unul și pune capacul. Alex, ajută-mi pe băiatul ăsta. Asta e cu el. Faci de un aș, ai un prosop cu șerpițel să știi ce ne-a dat la gaură. Să are 2 3 să lasă înăuntru sau pe afară. Pune și pe față. Nu că nu mai mult nu bagăm dacă intră voi. Mergem pe jos face. Și am tot meu cu pisumele române dacă așa. Așa mi-e ca ce vedeți că la pe nouă. Cine ține acolo? Ajutați-l unul. Ajutați-l jos, nu plecăm. Ia brecă. Să-l dea jos și după aia plecăm. Să nu trântească. Copiii erau pe casă. E bine? Familia. Cred că asta e problema.
acolo, nu știu de aici. Acum, nu da peste. Lasă-mă, că n-are cum să nu dă. Lasă, plec. Câte lucruri? Pentru care 4 chute, da? Asta mai e problemă, este bloc. Da. Asta nu mai e problemă, este vilă, casă. Bloc, casă. Nu, dar gata, e casă. Ce ori ajuns la care? Așa, ca așa. Și tată, și frate, și prieteni. Și prieteni, băi, și prieteni. Asta a fost cel mai important pentru toți. Ne-ai fost prieten, mentor, tot. Mentor pentru noi, ne-ai învățat tot ce trebuie. Iar noi acum îți vom duce mai departe cât vom putea ceea ce ai clădit tu pentru noi. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Mulțumim. Papa! Gata, papa! Papa, papa! Eugene, nu, intrați doi ăștia, trei și înăuntru mai mult. Hai băi, să ne țin copa, să ne ajutăm tot. Hai să ia asta, Eugene. Le pune după aia, Eugene. Le pune după aia, Eugene. Intrați câțiva aici și înăuntru voi și băieții vă ajută din partea asta. Să vă opriți din mine. Puteți voi? Păi mai intrați mă acolo. Puteți voi să vă ajut. Să dați un pic acolo. Ce mai e acolo? Ce mai e asta? Acolo, leșeatele puneți voi frumos.
Trebuia să rămână aici, nu? Uite acolo la... Ascultă-mă, agață sus la geam, acolo, pe mijloc, pe pui pe aia. Aici? Aia acolo trebuie să rămână întotdeauna în picioare. În picioare? Hai, trebuie să... Așa! Poșezi imediat. Da, da, da. Să ieși la fără că nu pot așa. Ia pune cu geamul. Ducea bagă eu. Imediat. Hai, da, da. Așa te-am făcut de când mă le rămâne să așucar, primi la lumea să căre, că mi-a așa face cazeană. Că du-te pe la 8 la vichere, te-au căre la aia. Hai! 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 Mai stau puțin aici, nu știu ce fac. Da, nu știu. Haide, da, de-a mei. Dar vă rog, ieși să pună ochiul, da? Da, da, da. Da, mă, da, hai! Hai! Așa, dacă... Afară, afară! Pune-ți pe lângă scară. De cât tabloul lui îl pune. Păi luați de pusica cu voi. Ia bolilor aia în brațe. Și ce capază la voi? Hai, că am plecat. Hai. A fost un mic cu tuba. Eu am făcut de sărbim. Hai, bine. Ce mai e? Salut, dragi prieteni, sunt Daniel, cameramanul. Vreau să vă fac două anunțuri importante. În primul și în primul rând, nu s-a tras cu pistoale. A fost un nepot care a tras cu niște petarde, dar nu a fost nici artificii măcar. Un nepot al lui domnul Hobică a tras cu câteva petarde în cimitir. Și doi la mână, acest om nu are gram de aur. Nu are bani, nu are aur, nu are argint, nu are absolut nimic. Ați văzut și voi, am filmat acasă când i s-a luat tot aurul după el, pentru că nu, oamenii n-au cum să accepte ca să-și îngroape tatăl, bineînțeles, cu aurul la el. Este îngropat, este într-o capelă și încă o dată vin cu două argumente. Deci, nu are aur la el și nu s-a tras cu pistoale. Dumnezeu să vă binecuvinteze.